Dominic Fritz a dirijat corul pe care l-a înființat la Timișoara. Primarul a cântat cu TGP. Timișoara Gospel Project este un proiect pus la cale de Dominic Fritz în anul 2005. Fritz s-a alăturat din nou corului la cea de-a 15-a ediție a concertului caritabil susținut de TGP pentru prima dată de când e primarul orașului de pe Bega. Timișoara Gospel Project s-a reunit pentru 3 concerte caritabile în perioada 1-3 aprilie. Banii adunați din vânzarea biletelor și donații vor ajunge la Centru de Îngrijire Paliativă de tip Hospice, Casa Milostivirii Divine, un loc în care pacienții în fază terminală a bolii primesc îngrijire medicală, sprijin social și consiliere psihico-emoțională și spirituală pentru a trăi cu demnitate fiecare clipă alături de cei dragi. În acest an, la ediția 15-a concertului, a revenit și Dominic Fritz, primarul Timișoarei. Este pentru prima dată când Fritz dirijează corul pe care l-a înființat în 2005 din postura de edil șef al orașului de pe Bega. Dominic Fritz nu a dorit să mediatizeze evenimentul, iar singurii care știau de pregătirile pentru concertele din acest weekend au fost coriștii și muzicienii de la TGP. Corul a fost compus din 150 de membri, amatori, cu vârste cuprinse între 6 și 80 de ani, de etnii, religii sau confesiuni diferite. Timișoara Gospel Project a început în 2004 sub forma unui workshop. Având experiența corului din liceu, Dominic Fritz s-a gândit să creeze la Timișoara un cor de gospel alcătuit din copii instituționalizați, iar concertul s-a ținut la Biserica Catolică din cartierul Elizabetin. Îmi amintesc și acum cum au venit oamenii. Mi-am dat întâlnire la repetiții la ora 10. Eu, ca de obicei, eram punctual. Însă la ora aceea au venit doar 3. Peste o jumătate de oră au mai apărut 2. De-abia pe la ora 11 și ceva au venit mai mulți, dar nu toți. Unii s-au scuzat din diverse motive că nu pot ajunge. A fost un mic șoc cultural pentru mine. La început am fost temător, dar concertul a ieșit foarte bine. Atunci s-a născut Timișoara Gospel Project și am zis că voi reveni în fiecare an pentru un concert, a mai declarat Dominic într-un interviu pentru Adevărul. Relatează adevărul.ro. Distribuie